Valuri de meduze în porturile de la Marea Neagră în căutare de apă caldă și mâncare. Peisajul e unul spectaculos pentru poze, dar nu și pentru pescari, care se plâng că în loc de pește le-au căzut în plasă tone de meduze. Muncă grea pentru pescari. În loc de pește s-au trezit în plase cu milioane de meduze, adunate într-un covor alb imediat sub luciul apei. Turiștii nu sunt deranjați de ele, doar câteva ajung la mal. Cele mai multe meduze plutesc în dreptul portului Agigea, la un kilometru de țărm, acolo unde pescarii au plasele întinse. Acum am scos până în 100 de kilograme, adică foarte puțin pentru noi. Meduze, tone. Dacă s-ar fi vândut meduza, cred că ar fi fost mai ok pentru mine. Pune Matei dat cu Bescar. Cam de 2-3 ani întâlnim aceste meduze foarte mari, niște dimensiuni ciudate. A tot întrebat la Institutul de Cercetări Marine. Încă mai așteptăm răspunsul. A precizat Laurențiu Mirea, președintele Organizației de Pescar de la Marea Neagră. Vietățile gelatinoase sunt aduse de curenții puternici, iar biologii spun că fenomenul este normal. Mai mult decât atât, indică faptul că marea nu este poluată. Anul acesta a fost o oarecare întârziere generată de apele reci din august și meduzele în consecință au găsit mai puține condiții de dezvoltare, explică Adrian Bălbă, biolog Eco Nu este o specie periculoasă absolut deloc. Se poate manevra cu ușurință, doar să nu atingă ochii sau alte părți sensibile ale corpului uman. Apare o ușoară iritație, dar nu mai periculoasă decât o urzică, spune Adrian Teacă, biolog. În funcție de specie, meduzele pot trăi de la câteva ore până la câțiva ani. Un caz aparte îl reprezintă Rezintă meduza nemuritoare care se găsește în Marea Mediterană și în apele Japoniei. Dacă nu intervin prăudătorii, specia care se regenerează poate trăi veșnic, relatează observator -news